Noi știm cât de greu ne-a fost să facem această bază sportivă și cât de greu am făcut ca acest gazon să fie cel mai bun din județ, așa că ar fi păcat să stricăm totul pentru acest meci. În plus, pentru ambele echipe e mai bine dacă vor fi condiții civilizate și nu un teren acoperit de apă, spune președintele celor de la Talna, orașul nou, Butepal. La rândul său, antrenorul Dacian Nasei de la Talna a confirmat amânarea jocului. De trei zile plouă torențial în zonă, nu merită să stricăm acum gazonul, s-ar reface foarte greu. Și am un meci cu juniorii republicani la LPS și mă gândesc că s-ar putea să nu se dispute tot din cauza terenul impracticabil. Vom vedea mâine dimineață, ne-a declarat Dacian Nastai. Tot din cauza terenului impracticabil a fost amânată și partida de stanță dintre Dorolț și Olimpia 2 Satu Mare. Meciul ar fi trebuit să se dispute în prima etapă, a fost reprogramat pentru duminică, dar acum iar nu se poate disputa. Iată programul etapei, unirea Tășnad, știința Beltiug, dar la orașul nou Someșuloar, amânat. Duminică se joacă Luceafrul Decebal, Sportul Botiz, Trul la Voința Doba și Vetiș cu Schwaben Cămin.